maniac? Probabil că da, pentru că-mi place să-mi bag banii în mașina mea. Yo, 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 yo. Special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici. Noroc, am 260 de cai să mă întorc. Clasic ca un BMW din 90, torc. Admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca V8-ul meu declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică. Încă de mic mi-am dorit ceva special, cum să explic? Ai un Passat, știu, 2003, știu. V6 TDI cu tot ce vrei pe el, știu. Dar mai știu că sunt câteva sute ca a ta. Parcă-ți fute toți aceiași pizdă, nu te supăra, frate. Dau pe spate mai repede când văd un Golf 3 carosat, un flat vibrant sau vreo torpilă de 2 metri tunărită, modificată la volan vreo fată, băi tată. Hai, las-o-n pula mea, că nu se mai poate așa. Ai banul să-ți cumperi un S, dar nu ai bani s-o faci a ta. Niște spoilere și alte accesorii, dă-i o vopsea galbe sau ceva și mai excentric, ala America. Curcubeu, cameleon sau cum vrei tu să-i zici, în ton cu orice sezon. Portocaliu, violet, verde aprins, perlat. M-a stresat în pula mea, atenta grimetalizat. Pune-i roți mari, garantate să-ți fure privirea. Elegant fântează-le pe... Băi, cringaș militar, drumul. Bagă un tigaie, adu-mi un chica să-ți arăt eu cum se-ndoaie. Vânător de suflete pe două plicuri de legale. Două plicuri, unul bonus, vin drogat și vă-ndoaie. Mafia Camora, mafia Yakuza. Îi fumez pe fraier, gentra bucuri bune Cuba. L-au dat ăștia de... Scoabele nu au corp propriu zis, fiind capturi ale...